Seara de dimineață ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! Din nou, a doua emisiune de astăzi. În timp ce aveam interlocutorul de la prima emisiune, mi-am adus aminte de ceva, faptul că în campanie electorală toate partidele, deci aproape toate partidele, indiferent de zona de unde vin, apar în fața alegătorilor și spun așa: jos corupția, jos incompetența, în aceste alegeri parlamentare, un partid vine de pe poziția, să-i spunem, a celor care n-au guvernat până acum și spun o Românie fără hoție. Din gura lor, această aserțiune sună, cel puțin pentru alegătorul de o anumită categorie, mult mai credibil decât din graiul celor care ani de zile au guvernat până acum și care au pus de multe ori România pe harta țărilor corupte. Continuăm astăzi discuția de ieri cu reprezentantul și copreședintele filialei Neamț a USR Plus, domnul Iulian Bulai, candidatul pentru Camera Deputaților, poziția 1. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Îi salut pe cei care ne urmăresc acum și mă folosesc de această ocazie pentru a-l saluta și felicita și pe colegul meu, Florin Zaharia, care își aniversează astăzi ziua de naștere. La mulți ani, Florin! La mulți ani, Florin, de aici din studio. Ei, uite, asta n-am știut-o, așa că o să-i spunem lui Florin cele cuvenite după emisiune, pe lângă ce vorbim acum. Domnul Iulian Bulai, tocmai am terminat o emisiune și mă uitam așa la interlocutor, îmi spunea corupție, guvern așa, guvern criminal, etc. Dacă asculți partea cealaltă, același lucru, am moștenit o țară, am moștenit un buget gol, corupție, etc. E cumva, știți, parcă așa suntem în niște deja vu-uri și în momentul în care am discutat și ieri și USR Plus vine cu acest mesaj, o Românie fără hoție. O Românie fără hoție. Este posibilă o Românie fără hoție? Eu cred că este posibilă. Și asta pentru că sunt oameni în România care lucrează și demonstrează că o Românie fără hoție este posibilă, care sunt la zi cu toate taxele, care, cum spuneam și ieri, adaugă plus valoare muncii lor și care dau de muncă la mulți oameni și care plătesc taxe, impozite și nu fură. Întâmplarea face că înaintea mea să vină în fața dumneavoastră reprezentantul urmașului Partidului Comunist din România, care a fost instalat la putere în mod nelegitim în 46 și care, după o guvernare absolut dezastruoasă, Grindeanu, Tudose, Dăncilă, își reinventează virginitatea politică, aruncând cu stânga în dreapta. Aruncând și în stânga și în dreapta cu acuzații. Nu sunt mulțumit nici de guvernarea Orban, chiar dacă în momentul decisiv de a elibera țara de domnul Dăncilă am votat pentru căderea guvernului Dăncilă și pentru investirea guvernului Orban, noi la USR Plus suntem pentru a treia cale. O formațiune de centru, centru-dreapta, care este bazată pe doi piloni foarte importanți. Dezvoltarea mediului privat, mediului de afaceri, a antreprenorilor și intervențiile de susținere a persoanelor cu vulnerabilitate maximă. Copii, persoane cu handicap, bătrâni. Incluziune socială pentru aceste persoane cu vulnerabilități. Am plecat de la discuția de ieri, discutând mai degrabă în mod
antropologic, filozofic despre de ce suntem noi aici acum. Nu parafrazez nicio carte a lui Lucian Boia despre România altfel, nici a lui Vintilă Mihailescu despre România astfel, ci o să fac o referință foarte clară. Dumneavoastră ați pus o întrebare retorică în emisiunea trecută. Unde eram noi ca țară dacă nu am fi avut comunism și implicit această tranziție de după comunism? Răspunsul meu este că pentru a avea răspuns la această întrebare trebuie să privim la momentul în care s-a înghețat fotografia. Fotografia s-a înghețat, fotografia dezvoltării României s-a înghețat în 1948, atunci când comuniștii ajunși la putere, au distrus, au omorât orice inițiativă privată, orice formă de susținere a celor care produceau plus valoare în comunitatea lor, în gospodăria lor, în detrimentul inițiativei pentru colectivizare și pentru o agricultură colectivă în comunism. Ei, acești oameni ne-au condus din 90 până acum. Cei care au distrus în mod voit inițiativa. Au distrus, domnul Iulian Bulai, dacă îmi permiteți, pilonii de dezvoltare și de stabilitate a comunităților rurale. De acord. O să vă dau un exemplu. Învățători, oameni gospodari. Absolut, aveți dreptate. Ce vreau să spun este că, o să mă încălzesc puțin la mână de la acest ceai, este foarte delicios, vă mulțumesc mult că mi l-ați adus. Acum câteva zile, împreună cu un grup mare de prieteni și colaboratori, experți, curatori, istorici, arhitecți, am deschis în județul Neamț, la Tămășeni, primele trei camere ale viitorului muzeu, ale Muzeului Colectivizării din România. La un moment dat am avut un interviu cu cineva de la radio care m-a întrebat: aveți vreun obiect despre care ați vrea să ne povestiți acum și să-l descrieți ascultătorilor noștri care se află în patrimoniul muzeului? Ei bine, atunci m-am referit la o mașină de înghețată manuală care acum este transformată într-un dispozitiv de activare a unui mecanism la o instalație din cadrul muzeului. Dar înțelepciunea de pe urma fiecărui om care este întrebat despre obiecte cu o valoare sentimentală deosebită s-a evit și în cazul meu, și atunci cumva mi-am dat seama de ce a însemnat comunismul, uitându-mă la pietrele de moară care au fost primite de către familia mea după ce au fost confiscate morile în 48, 49, 50. Și acum îmi pun următoarea întrebare. Dom'le, cât de nociv să fii ca partid comunist, adică ce avem noi acum astăzi în țară, PSD, să iei proprietatea omului, adică morile și podul, bineînțeles, să nu folosești tu mai departe, că ai distrus-o, pentru că oricum i-ai dat pietrele proprietarului cât ți l-a cerut, dar să nu-l lași pe el să macine făină exact, cu pietrele respective. Cât de rău poți fi în sufletul tău, cât destructiv poți fi să iei capacitatea de sustenabilitate a unei comunități, a mai multor comunități conectate prin aceste tipuri de investiții și infrastructură. Trebuie să fii crud, trebuie să fii inuman. Și să nu ai educație. Și să nu ai educație. Aici e problema. Exact. Ei, cine conduce țara de 30 de ani? Urmașii acestor domni care au distrus sufletul țăranului, care au dat peste cap ordinea naturală și cheagul pe care l-a prins fiecare om după împroprietărirea de la Cuza, după împroprietărirea după primul război mondial a regelui Ferdinand, chiar și după împroprietărirea după al doilea război mondial în 45, că a fost un val de împroprietăriri și atunci. Ei, și după această primenire a țăranului român și o ridicare în clasa socială, că mai mulți oameni încercau să meargă la școală, erau mai bine îmbrăcați decât cum era înainte să aibă ei teren și proprietăți, am ajuns să plecăm de la punctul zero din nou în 1990, în loc să facem un progres în 45 de ani, din 48 până 90, am stagnat, mai mult cred că am regresat. Da, și problema este că nici măcar n-am plecat de la zero în sus. Exact, am plecat de la zero în jos, distrugând, arestând, omorând, practic, tot ce însemna filonul constructiv al acestei țări.
Și nu o să mai discut mult despre Muzeul Colectivizării și despre ce a însemnat, dar mă uit la casa făcută de către străbunicul meu pentru bunicul meu. Ca să vedem de unde am plecat. Dom'le, o casă făcută de niște țărani în 41, care avea menită o parte pentru locuința lor, o parte prăvălie, deci un loc unde poți să mai câștigi un ban, și o parte, o garsonieră cu o bucătărie și un hol de închiriat. Am rămas uimit când am făcut analiza structurii respective într-un sat oarecare în județul Neamț, că țăranii puteau să gândească de fapt atât de chipzuit și lucrativ. Și lucrativ, pragmatic. Pragmatic, dom'le, da. Folosesc asta odată să trăiesc, da. Îmi asigur traiul dintr-un magazin sau ce era acolo și mai câștig, ceva, mai câștig și ceva închirind. Da. Ceva, poate mai vine unul. Poate cu ieșire separată, cu structură separată. Deci, am rămas incredibil. Dacă asta se întâmpla în România rurală, investiția asta cu cap, acum mai bine de 80 de ani, și dacă ar fi existat o continuitate, păi acum avem și noi clădiri din sticlă și metal în mediul rural, nu doar primării bogate, ci și oameni care erau într-un ton de progres și de avans economic mult, mult, mult peste ce avem acum. De acolo pleacă problema noastră, dar asta ne face să avem și o stimă de sine bună, în sensul că există, domnule, plecăm de undeva. Da, există un filon. Strămoșii noștri nu au fost niște oameni care, nu știu, trăiau pe drumuri. Dar i-au distrus un sistem. Niște nenorociți care au intervenit în viața și inițiativa privată a omului. De acolo plecăm, aici suntem acum, pentru a putea să construim mai departe. Avem nevoie de retrospectiva asta și de a ne redobândi stima de sine că, a, bine, înseamnă că problema a fost în comunism și nu numai, dar mare parte a fost comunismul și putem construi pe această moștenire pe care o avem. Și orașele noastre arată, mai ales înaintea comunismului, erau niște orașe cochete, foarte frumoase. Cochete, pitorești. Da. Da. Acum, eu vreau să, și cu asta poate după aceea încheiem emisiunea pe domeniul acesta. Noi am avut, începând din perioada dinainte de Primul Război Mondial și în perioada interbelică, elite. Am avut elite și politică. Bine că au fost și atunci șmecheri, hoți. Oh, bineînțeles. Dar au fost elite politice, oameni care se pregăteau în domeniul acesta și erau extrem de bine pregătiți și văzuți bine în Europa și în lume. Sunt cazuri celebre, nu mai vorbesc de Titulescu aici sau alții. Deci oameni foarte bine pregătiți. Am avut elite în zona rurală. Zona rurală, numai dacă ne uităm așa și vedem câți oameni au plecat din zonele rurale și au ajuns savanți, medici renumiți. Deci exista și acolo o zonă de elite. Zona de elite care, din păcate, o spun acum cu mare tristețe, dispare datorită inegalităților acestea. Și atunci erau inegalități. Dar exista un sistem de promovare al elitelor. De acord, da. Cred că erau foarte mulți actori implicați. Cred că și biserica era foarte implicată în educație. Absolut, absolut. Poate că absolut. Mult mai mult decât, decât acum. Da. Aș putea să o spun cu foarte mare asumare și bazându-mă pe cartea lui Ion Creangă, de ce nu? Așa de copilărie, este. Că așa biserica este, a format cumva învățământul prestatal și ca o formă de susținere masivă a educației. Deci asta se întâmpla masiv atunci. Reforma lui Spiru Haret, care a dus o școală tip în fiecare sătuc și care a făcut-o să fie mobilată plină de resurse și cu profesori. Asta este o investiție masivă. Și care a făcut o reformă adevărată. Nu mai citez acum celebra aserțiune pe care o spunea cel care trebuia să aprobe guvernul. Schimbați, faceți ce guvern vreți, dar mi-l lăsați pe Haret la învățământ. Da, exact. Ei, totuși lucrurile astea au existat. Noi credem că se poate repeta fenomenul. Și asta pentru că nu poți să dorești să obții rezultate diferite aplicând aceeași metodă. Noi de la USR Plus suntem din alt aluat. Noi nu avem niciun prefect, fost prefect PSD, numit într-un guvern liberal. Noi suntem din județul Neamț, avem anumite valori. Dacă sunt excepții de oameni veniți de la alte partide, rămân excepții și nu o normă, pentru că avem nevoie de experiență politică. Dar ideea că
de la expresia să ferecăm ușile pentru primarii PSD la a promova în funcție de top oameni din PSD este o distanță foarte, foarte, foarte mare. Da. Asta mă supără și sper ca în guvernarea local-județeană noi să reușim să găsim un echilibru și o formă prin care interesele noastre directe ca partid și program de guvernare și ale pietrenilor, nemțenilor, romașcanilor să fie întâmpinate. Va fi foarte greu, dar ne asumăm acest lucru. Intrăm la guvernare și la județ și național și vom face tot ce stă în putința noastră după puterile și capacitatea noastră de a face reformă și a împinge spre progres. Bun. Până să ajungeți la guvernarea națională, că în guvernarea locală sunteți de acum, practic, haideți să... Chiar dacă, să știe, să spun, trebuie să menționez acest lucru, chiar dacă nu am fost încă la Piatra Neamț și nici la Roman, la nicio ședință de Consiliu Local și nu am luat nicio decizie concretă, executivă, operațională, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Deci ce se întâmplă acum, se întâmplă fără aportul direct al consilierilor USR+. Trebuie menționat acest lucru pentru claritatea situației. Da, este corect. Oricum, așteptăm cu toții să avem primăriile funcționale cu viceprimari, cu toată structura, pentru că atunci poți și vedea ce se întâmplă. Așa, în momentul acesta, cel puțin la nivel de orașe și județ, încă mai se bâșbuie. Da. Revenind la programul dumneavoastră, făcând legătura față de ceea ce am discutat înainte, haideți să vedem cum poate să arate România de acum încolo, în condițiile în care USR-ul va fi actor implicat în tot ceea ce se întâmplă. Oh, mă obligați la un exercițiu foarte frumos și concret de imaginație. Vă rog. Vin de la Roman acum, ieri am venit de la Piatra și am venit cu o mașină electrică. O mașină electrică cu autonomie de câteva sute de kilometri, care nu consumă nicio picătură de benzină și de motorină. Pot să vă întreb, ați luat-o din România sau da, este din afară? Dar nu este proprietatea mea. Vă aduc cineva. Că nu-mi permit și ar trebui să fac un credit pentru așa ceva. Am închiriat-o de la o firmă, de la o reprezentanță a unei companii auto din Suceava. O Românie modernă și deschisă pentru județul Neamț înseamnă stații de alimentare suportate de către autoritățile locale, modificând legislația pentru alimentarea autovehiculelor electrice în fiecare oate. O Românie modernă înseamnă o autostradă electrică. Pe lângă faptul că ajungi repede la București, mai ajungi și aproape gratis. În sensul că te costă aproape gratis să încarci o mașină electrică raportat la un plin de 250 de lei pe care, sau 300 de lei, depinde de capacitatea mașinii, pe care trebuie să îl umpli pentru a ajunge de la Roma în Bacău la București și înapoi. Asta înseamnă o Românie modernă. România modernă înseamnă că dacă noi preluăm Ministerul Transporturilor în 4 ani, proiectul deja avansat al autostrăzii A8 trebuie să fie o realitate, cu bani masivi direcționați spre Moldova. Ca de altfel și proiectul nostru, al colegului meu, acum primarul Bacăului, Lucian Viziteu și colegii mele Cozet Chichirău, de o alocare de 25% pentru investițiile majore de infrastructură în Moldova să se facă cu prezența USR Plus la guvernare. O să vă spun o situație foarte interesantă. Am fost la ministru în luna iunie, împreună cu cei doi colegi parlamentari, și am spus domnului ministru: domnule ministru, credem că este echitabil să avem această alocare bugetară în județul, în Moldova, pentru investițiile în infrastructura majoră. Se uită așa ministrul la mine și spune colegii mele, Cozet Chichirău, știți, doamne, nu cred că este constituțional. Și colega mea are o replică extraordinară. Dar, domnule ministru, 85% pentru Ardeal este constituțional? Nu mai aud nicio replică ministrul transporturilor, pentru că, într-adevăr, sunt niște inechități uriașe și inexplicabile în alocarea bugetară pe investiții de infrastructură majoră în diferitele regiuni. Moldova primește foarte, foarte, foarte puțin. 70% din bani merg în Ardeal. Mai merg ceva și în Muntenia, Oltenia și Dobrogea, iar Moldova este uitată. Dar nu cumva este... Acum nu facem teorii ale conspirației, dar nu cumva este o chestiune deliberată?
Nu cred că este o chestiune deliberată, este o chestiune de incapacitate și impotența politicienilor de la guvernare din partidele care au fost până acum din zona Moldovei. Că dacă tu, în loc să faci tot ce este posibil ca lucrurile să se întâmple pentru autostradă, te ocupi de altfel de activități, asta se întâmplă. Că ministrul își duce banii în zona de unde vine el. Și Boc a fost ardelean și Bode este din Sălaj și Orban este din Brașov, nu? Toți miniștrii transporturilor Boloș, și Boloș de este de la fonduri europene din Oradea. Tot greul acestor ministere cu niște bugete foarte mari de investiții merg în Ardeal pentru că pur și simplu este o atracție firească între acești magneți, ministerele și oamenii pe care... oamenii care populează aceste instituții. Noi va trebui să reglementăm. Nu spunem 35%, nu spunem 40%, că este incredibil. Spunem cât ne revine nouă raportat la algoritmul pe populație. Avem 25% din populația României, avem nevoie să se investească minim 25% din bugetul pe marile investiții în Moldova. Deși dacă stăm să ne gândim foarte bine, ar fi nevoie de mai mult. Evident, decât mai 25, mult, dar minim pentru... 25% da, acum. Da. Pentru că acum nu este așa ceva. Pur și simplu, suntem undeva la sub 5, sub 10. A fost constant, 4, a fost constant 2%, a ridicat la 4% cu investiția centurii Bacăului. Vă imaginați, stimați ascultători. O centură. O centură, 2%. Atât. 2%, nu, 2% am avut constant în ultimii 30 de ani. S-a ridicat la 4% în ultimii 2-3 ani, o dată cu investiția pe centura Bacău. Dar în rest n-am avut mai mult de 2%. Da, și ce ar însemna, haideți să facem un exercițiu de imaginație, 25%. 25% înseamnă un buget mult mai generos pentru mult mai multe proiecte, care acum nu există. Da, este un lucru despre care cel puțin noi aici am scris de nenumărate ori, am dat și exemple, am comparat și PIB-urile județului și tot. Din păcate am ajuns noi la nivelul județului Neamț să fim uneori în urma Vasluiului, dacă ne raportăm la județele din zona de nord-est. Nu mai vorbim de fonduri europene, nu mai vorbim de restul lucrurilor. Ceea ce te duce cu gândul la profesionismul celor care administrează. Absolut. Mai este o chestiune. Ideea că noi ne lamentăm și blamăm guvernarea centrală, o pot accepta. Ce nu pot accepta este să alegem aceiași oameni care nu și-au făcut treaba. Dacă ai fost la guvernare, ai avut acces la resurse și nu ai tras pentru regiunea ta, pentru județul tău, este inexplicabil ca tu să vii și să ceri din nou încrederea. Eu pot să înțeleg că e greu, că știu ce înseamnă, dar măcar să fii încercat, să te fi văzut că ai mers la discuții, negocieri, ai încercat să aduci bani și pentru faci marile public. Investiții. Dom'le, am cerut asta și asta. Exact. Nu s-a și mi s-a spus că nu se poate. Haideți să facem ceva cu toții. Ultima cea mai mare investiție în infrastructura mare a Moldovei a fost acum 20 de ani, când s-a extins E85. Destul de bine, dar insuficient pentru traficul care urma să se dezvolte. Față de ce era înainte, atunci a fost tot un lucru deosebit, dar e clar că acum este depășit, așa cum și noi. Noi o să facem autostrada asta în 4 ani, sper eu, 4-5, a 7, adică Ploiești, Bacău, Pașcani. Peste 25 de ani, poate că vor apărea drone pe transport uman, nu știu, se va dori altceva. Nu am habar cum o să arate viitorul în următorii 25-45 de ani. Vedeam dimineață o știre în America, s-a testat și e în faza de așa, taxiul aerian, 6 persoane plus șofer. Da. Taxiul aerian nu are nevoie de piste, se ridică de pe loc, da, e posibil. Spunea de fapt un miliardar român că băi, nu mai construiți autostrăzi, că nu o să mai fie nevoie de ele, dar mă rog, e nevoie de ele, cel puțin în zona noastră. Eu zic că este nevoie, dar eu zic că este nevoie să le construim deștept, să le construim adaptat la cum va arăta transportul verde și electric în viitor. Adică cu foarte multe stații de reîncărcare, cu refugii foarte dese, cu anumite subvenții și reduceri fiscale pentru cei care vor să investească în achiziționarea de automobile. Și asta se poate face de pe acum? Asta se poate face de pe acum. Sunt țări în Europa unde deja achiziția
de automobile electrice a depășit 40, 45, 50%, și nu exagerez, și sunt țări care în perioada 2025-2035 vor elimina treptat și vor interzice achiziția de mașini diesel noi. Deci cele care sunt în trafic vor fi eliminate treptat, se va interzice achiziția de automobile diesel noi, dând cale liberă transportului verde, ecologic și ieftin. Pentru că energia electrică este mult mai ieftină decât combustibilul. Și mai curată, nu? Adică mai sunt foarte mulți în România care sunt bolnavi de boli de plămâni, de astm, care suferă din cauza poluării, mai ales iarna. Aceste lucruri vor fi eliminate treptat și eu, ca tânăr politician, ca om care are experiența mai multor țări și vede ce se întâmplă la nivel de infrastructură și dezvoltare, cred și eu că aceasta este direcția în care trebuie să mergem. Să facem aceste investiții sincronizate cu ce se întâmplă la nivel de transport verde în viitor. Bun, viitorul presupune, vrem o populație educată, dar educată într-un mod care să-i permită să se poată adapta foarte repede la tot ce se întâmplă, la toate noutățile. Și eu mi-aduc aminte, acum vreau, nu vreau, trebuie să mă dau exemplu. Când eram copil nu exista televizor, a apărut primul televizor când aveam câțiva ani, un Rubin. Asta asculta la difuzor, după aceea radio. Acum am ajuns să transmit în direct de pe o instalație la care nu m-aș fi gândit niciodată că se poate întâmpla așa. Când am lucrat la primul meu ziar, se culegeau literele de către un zețar, se puneau acolo și se făcea. Deci viața s-a schimbat atât de mult și dacă nu reușești să te adaptezi, ești dat deoparte. Aici este și o oportunitate și o vulnerabilitate cu această criză sanitară și epidemiologică. Vulnerabilitatea este că dacă nu reușim să aducem infrastructura necesară educație online în fiecare casă, adică ce spunea doamna ministru, dacă n-au tablete, se uită la televizor dacă nu au energie electrică. Se presupune că are un generator în fiecare casă în România. Asta chiar a fost. Și când nu au tablete, dau drumul. A fost o gafă delicioasă. Dar aceasta este o potențială problemă, că de fapt excluziunea socială și diferențele între copii vor crește și mai mult prin faptul că ei vor rămâne în mediul din care ar trebui să fie luați cât mai mult, este un aspect. Al doilea aspect ține de ce am învățat din cercetările pe educație din perioada mea de studenție. Că valoarea cea mai importantă a educației nu este nici informația, nici cunoștința, nici deschiderea spre cercetare, ci este empatia. Iar cu o educație digitală, noi riscăm să eliminăm șansele dezvoltării acestui sentiment profund necesar dezvoltării de comunități. De fapt, asta lipsește și în foarte multe comunități din România. Empatia. Empatia pentru spațiu public, pentru persoane cu vulnerabilități, pentru ce înseamnă infrastructură publică. Să-ți pese de celălalt atunci când tu faci investiții publice. Să poți să nu treci mai departe fără să-ți pui întrebare de ce suferă celălalt și care ar fi posibilitățile, nu numai decât la nivel de caritate, de ONG, dar de politici publice. Cum să facem noi o comunitate mai bună prin politici publice? Avem politicieni lipsiți de empatie. Și asta este, în opinia mea, valoarea fundamentală a educației. Nu este informația. Pentru că în ziua de mâine aș da oricând primăria unui om cu 7 clase, dar inimos, empatic, care se străduie, care vede oamenii care suferă, care îngrijește, care deschide comunitatea spre investiții din partea mediului afaceri decât unui fițos cu liceu, facultate și master, căruia nu-i pasă de oameni și de spațiu public. Și care stă cu ochii pe comunicatele de la centru, uh-huh, să le aplice. Deci să rămână scris, să mă citeze tot PSD-ul, tot PNL-ul, tot cine. Mâine aș da primăria în mâna unui om empatic, inimos, gospodar, care vede oamenii și nevoile lor și care deschide comunitatea spre mediul de afaceri, dar din nou subliniez empatia, decât unui fițos care nu înțelege ce înseamnă aceste valori importante. Pentru că un om empatic, atunci când ai probleme în comunitate cu lipsa structurii și infrastructurii de energie electrică, mergi și faci ceva pentru familia respectivă, pentru a avea tablete. Nu spui,
să se descurce. Ei, n-au mai fost cazuri. Ei, nu sunt primii. Ei, nu sunt nici ultimii. Deci, un om empatic găsește soluții. Despre asta este vorba. Așa este. Așa este și aici sunt de acord cu dumneavoastră și înțelepciunea populară, omul sfințește locul, este clar aici că se aplică. Haideți să vorbim un pic cum se poate aplica partea aceea de program a dumneavoastră fără penali în funcții publice. Practic. Pentru că am mai auzit-o. Fără penal, facem, dregem. Lucrurile au rămas așa, adică am astăzi acoperit. Astăzi va fi un vot la Senat, pentru că inițiativa a ajuns acolo. Parcursul legislativ, haideți să facem un mic ghid de informare legislativă pentru cetățeni. Vă rog chiar. În România, putere legislativă are Parlamentul, care inițiază legi, fiecare parlamentar, eu am acest drept. Guvernul, care inițiază proiecte de lege. Mai sunt și inițiative civice, legislative, de schimbare a unor legi sau a Constituției. Pentru lege ai nevoie de 100.000 de semnături, pentru Constituție, ca să o schimbi, ai nevoie de 500.000 de semnături. Și despre asta este vorba la fără penal în funcții publice, este vorba despre o inițiativă civică legislativă. Și mai este alt for care legiferează, dar mai degrabă legiferează negativ, adică îți spune ce nu trebuie să faci, este Curtea Constituțională a României. Ei, acest referendum a trecut de Consiliul Legislativ, a fost votat în Camera Deputaților. Urmează astăzi să fie votat la Senat pentru a avea un referendum pentru fără penal în funcții publice, odată cu alegerile parlamentare, și astăzi este ultima zi în care se mai poate lua această decizie. Și acest referendum se poate implementa dacă, atunci când se va ajunge la vot, și cred că întrebarea este dacă doriți ca o persoană să nu poată să acceadă la o funcție publică dacă are o condamnare definitivă și irevocabilă înainte de a interveni reabilitarea persoanei respective. Aceasta este întrebarea simplă. Nu elimină total posibilitatea unui om ca, pentru o greșeală să poată să pedească toată viața, ci doar să înțeleagă să stea deoparte și să-l forțeze legislația, până intervine reabilitarea persoanei respective. Și reabilitarea există. Condiții există în care se poate face. Și da. Există și o decizie a judecătorului că trebuie să aștepți atâta timp. Dar nu era o interdicție până acum. Adică era și la latitudinea judecătorului ce fel de sentință dădea persoana respectivă. Acum, cu un cadru legal foarte clar, orice decizie ar fi neconstituțională. Deci nu s-ar aplica. Adică din partea instanțelor judecătorești. Și ce credeți? Va trece astăzi? Dacă PSD și PNL vor înțelege că este nevoie de această măsură în România pentru a ne asigura că anomalii de tipul Dragnea, Cherecheș nu se vor mai întâmpla în România, da, va trece. Dacă nu vor înțelege această nevoie, nu va trece. Bun. Atunci... Dar colegii mei acum în Senat lucrează la acest lucru. Și când spun lucrează, mergi și vorbești cu fiecare om, îi explici. Că nu, adică să înțeleg ce, să spun ceva oamenilor de la televizor. Negocieri nu înseamnă că eu, Iulian Bulai, spun aici ce ar trebui să facă PSD sau PNL. Nu, eu, Iulian Bulai, mă duc, îl sun pe senatorul respectiv de la PSD-PNL și spun cât de important este și cer o întâlnire. Și încerc să-l conving. Și la fel face și liderul de grup, la fel fac toți parlamentarii. Asta înseamnă o negociere, să mergi să vorbești cu fiecare în parte și să-l convingi să meargă în direcția respectivă. Asta face acum în Parlamentul României USR, pentru votul care urmează să intre la Senat. Acum poate ne mai devoalați și alte lucruri. Stați de vorbă cu oameni, îi cunoașteți, inevitabil vă întâlniți, mai stați la un ceai, la o cafea acolo. Omul ăla, în conștiința lui, știe că ce îi spuneți este corect. Chiar poate să spună da, zice ok. Și cu 5 minute înainte primești un SMS. Se spune, la inițiativa asta votați nu, că așa a hotărât partidul. Da. Și eu pot să înțeleg asta, cumva. Dar depinde și care sunt mizele lui. Dacă miza lui este să rămână cu o brumă de integritate, ar merge înainte. Dacă miza lui este că oricum nu mai pune partidul pe listă și își permite asta, va vota conform conștiinței lui. Dacă există un proces de subordonare masivă și fără niciun semn de întrebare
cu privire la chestiuni de minimă morală, atunci va fi fidel în totalitate partidului respectiv. Lucrurile sunt legiferate în așa fel în România, încât, pe de o parte, toată lumea condamnăm traseismul. Da? Deci toată lumea condamnă traseismul. Pe de altă parte, legislația a fost făcută în așa fel încât, de exemplu, consilierii locali să fie legați, bine, acum s-a mai rezolvat o parte din lucruri, să fie legați de decizia partidului. N-ai votat odată cu partidul și l-ai supărat, ți se ridică sprijinul politic. Asta nu cumva grevează asupra libertății de exprimare? De acord. O să vă spun. Acum câteva zile am fost sunat de către un jurnalist de la o redacție de jurnalist de investigație națională și mi s-a pus întrebarea în cadrul unui șir de întrebări pentru alegerile parlamentare. Printre altele era, și credeți despre dumneavoastră, despre o lege care să interzică trecerea de la un partid la altul. Și am spus că o asemenea lege trebuie discutată foarte mult, pentru că mandatul unui parlamentar nu este imperativ. Imperativ ce înseamnă? Înseamnă că nimeni nu-mi poate dicta mie ce să fac. Iar dacă eu, ca parlamentar sau un parlamentar, este forțat să iau o decizie împotriva conștiinței lui de către partid, atunci el are posibilitatea să schimbe partidul. În România aceste cazuri sunt rarisime, pentru că nu se face din convingeri personale, ci din oportunism. Și aceasta este problema. Nu să elimini această posibilitate, ci să aduci oameni care au alte capacități și resurse umane pentru a lua decizii. Dar nu să elimini această posibilitate de a fi fidel în fața alegătorilor tăi cu prețul eliminării tale din partid. Dacă în momentul de față noi moldovenii spunem că vrem 25% și Dan Barna, prin absurd, ar spune nu vrem, ar fi foarte culmea ca noi să fim constrânși într-o formă. Dă-l afară pe Bulai. Da. Dați-l afară pe Bulai. De asta există această protecție care este legitimă și care trebuie folosită corect. Problema intervine atunci când Bulai ar pleca de la USR pentru că i-ar da PSD, nu știu, 50.000 de euro, 60.000 de euro, nu că la cineva l-ar obliga. 500.000 pentru majoritatea la Consiliul Județean. Am înțeles, da. Sunt niște exemple absurde, dar doar ca să înțelegem filozofia din spatele acestor decizii, care până la urmă țin de parlamentarismul nostru și ce fel de sistem de parlament vrem să avem și cum cu intenții bune se poate cădea foarte ușor în populism până la urmă. Da, diferența asta între populism și cealaltă activitate, ca să-i spunem așa, opusă populismului. Asta populismul. E la o întrebare de la comentatorii noștri sau la ce? Nu, eu mă uit aici, da, că tot primesc tot felul de... O să vă dau un exemplu concret. Facem analiză de caz concret. Da? Nicușor Dan a fondat partidul USR, mi-a dus pe toți în Parlament, am contribuit la asta, la un moment dat am avut opinii divergente pe o anumită temă, el a ieșit din partid și a spus că rămâne independent pentru că, și ăsta e un exemplu clasic de opinie personală care nu poate fi convergentă cu cea a partidului, nu se mai regăsește într-o direcție pe care noi am decis-o în partid. Ar fi fost firesc ca el să iasă din Parlament? Nu. 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 Nu, pentru că este doar o opinie diferită pe care el o are și nu se mai regăsește. Până la urmă are un merit extraordinar în a face această mișcare, nu? Și apoi a reușit să ajungă primarul capitalei. De asta zic că este un merit pentru că și-a păstrat integritatea opiniilor sale. Exact, asta și noi am respectat-o. Cred în ele. Și cred în ele. Noi am respectat opinia lui, el a respectat-o pe a noastră, a mers împreună înainte în altă formă, dar ideea că îl pedepsești un om pentru că își schimbă opinia pe care un grup a luat-o, nu este în primul rând constituțional și încalcă principiul unui mandat care nu trebuie să fie imperativ. În mod foarte speriu, pe înțelesul tuturor, am explicat această problemă. Da. Haideți să revenim la program și la chestiuni electorale. În fond, despre asta discutăm. Dar mă bucur că putem discuta toate aceste lucruri fără încrâncenare. Așa ar trebui să discute toate lucrurile în campania electorală.
Și eu și dumneavoastră suntem adepții transparenței totale în activitatea instituțiilor publice. Și eu recunosc că am o adevărată marotă pe chestia asta. Cum vedeți dumneavoastră, ca partid și ca persoană, această transparență, până unde poate merge și cât sunteți dispuși să faceți pentru asta ca partid? Nu există achiziții publice din fonduri publice în cadrul administrației unui UAT care să nu trebuiască să fie justificate. Tot trebuie justificat, pentru că sunt bani publici. Deci nu există clauze de confidențialitate sau alte contracte. Și acele sume pe care le poți da cu atribuire directă, pot să accept că este nevoie de o asemenea marjă de decizie pe o anumită sumă, că nu poți să convoci Consiliul Local pentru a aloca 500 de lei într-o anumită direcție, că atunci nu mai ai nicio putere executivă, dar trebuie să fii transparent despre cui ai dat-o și de ce. Și apoi să justifici printr-un raport achiziția respectivă. Lucrul ăsta trebuie să se întâmple și trebuie să existe acest registru fără nicio altă condiție. Bun, dar este normal, de exemplu, să nu mai să existe posibilitatea ca, de exemplu, plătești pe cineva din bani publici și să nu existe transparența sumelor încasate de cineva? Eu vorbesc aici că sunt momente în care te duci, ceri o ieri, domne, nu vă dau asta pentru că am clauză de confidențialitate. Sunt bani publici, de unde până unde? Da, nu există așa ceva. Atât salariul doamnei Doina Gradea de la TVR, cât și directorilor de la Hidroelectrica sau alte companii cu capital majoritar de stat trebuie să fie publice. Pentru că nu există ideea că tu trebuie să ai o clauză de confidențialitate în indemnizația ta, salariul tău. Pentru că mă uitam pe declarații de avere. Este o adevărată aventură acum să mai vezi ce și cât câștigă unii, pentru că unii nu mai au obligația să-și spună pe site de unde primesc banii și te uiți așa și zici, doamne, ce bugetari drăguți și bogați, dar nu știi de unde vin. Hai să ne uităm la domnul Chirica de la Iași. Adică de unde și până unde îți dăm aici 200.000 de euro ca tu să-i faci transferul copilului tău de 2 ani, a unei proprietăți sau unei sume de 200.000 de euro. Bine, este un demn urmaș al domnului de la Vrancea, da, care îi dădea mama lui banii, mama lui care am înțeles că lucrase pe undeva, o meserie onorabilă, da. Ceva... Contabilă, nu știu. Nu știu dacă a fost contabilă. Nu știu, o fabrică de confecții, n-am... Da. Ceva ca la 8 martie aici. Da, ceva de genul ăsta. Da. Deci, da... Este incredibil. Și primari, adică să ai primari, să ai copii care nu... puncesc nimic și îi conduc mașini de 10.000 de euro, chestia asta este foarte dubioasă. Îți pune întrebarea de unde vin banii respectivi. Bineînțeles că nu sunt bani curați, dar trebuie să dovedești lucrul ăsta. Bun, o întrebare foarte bună, am primit-o acum și domnul Cătălin. Bună ziua, îl puteți întreba pe domnul deputat cum vede dumnealui posibilitatea de a reduce sutele de agenții în care sunt angajați mii de persoane cu pile de partici care consumă banii contribuabililor. Da. Întrebare senzațională pentru că România geme de agenții care, cum se spune, se încalecă una peste alta. Nu știu cine este domnul respectiv și nu știu dacă cunoaște activitatea mea. Eu îl salut pe domnul Cătălin. Dar să știți că în Parlamentul României, în sesiunea de primăvară, eu am inițiat cele mai multe inițiative legislative de așa zise desființare a mai multor sinecuri. Sinecuri adică locuri fără prea mult conținut, dar foarte bine plătite pentru foarte multe persoane. Și eu m-am axat pe chestiunile care țin de profilul meu. Instituții de cultură și cercetare. Am propus legea de desființare a Institutului Levantului, care toacă 1 milion de euro pe nimic în fiecare an. O instituție creată, O sinecură creată specială pentru președintele Emil Constantinescu, care nu aduce niciun plus valoare cercetării pe Orient. Și oricum spațiul Levantului nu mai există. Noi avem mai multe instituții de cercetare pe Orient și avem cercetători pe persană, pe arabă, pe turcă, pe foarte multe sectoare bine definite din Levant. Dar toată ideea de un institut al Levantului nu mai ține.
a fost respinsă și de senaște camera. De asemenea, propunere de comasare a unei instituții fantomă care nu face nimic de 30 de ani, care a avut numai doi directori și care pur și simplu este irelevantă, pentru că are competențe care se suprapun cu competențele avocatului poporului și a CNCD, care tratează discriminarea și drepturile omului, anume Institutul Român pentru Drepturile Omului. Dacă ați auzit, există o asemenea instituție care nu s-a sesizat niciodată, nici la Mineriade, nici pentru victimele Revoluției, nici pentru 10 august, nici pentru o mulțime de încălcări ale drepturilor omului în ultimii 30 de ani. Pur și simplu nu face nimic. Este goală de conținut. Am cerut desființarea prin comasare cu CNCD. De asemenea, mai multe academii fantomă, Academia Oamenilor de Științe, Academia Tehnică, Academia de Științe Medicale, care l-are pe Bioran președinte după ce a murit președintele de drept. Deci, USR, stimate domn Cătălin, USR Plus, se ocupă de asta și nu sunt promisiuni că ce o să fac. Asta am făcut. În ultimele 6 luni am propus proiecte legislative, fie de desființare, fie de comasare, fie de eliminare a finanțării publice. Dacă vrei, domnule, să ai academia ta cu indemnizație pentru titular, membru academiei titular și are vreo 240 de 4.000 de euro, da, fă-ți. Dacă vrei să ai membrii corespondenți și le dai lunar 2.000 de lei, da, fă-ți. Dar pe banii tăi, nu pe banii statului. Că noi avem Academia Română pe care o finanțăm. Și de bine de rău, face ceva. Dar să ai un stat cu 5 academii finanțate public, a căror competențe se suprapun cu Academia Română, este pur și simplu strigător la cer. Iar eu, Iulian Bulai, m-am angajat să fac aceste lucruri. Am propus propunerile legislative respective. Unele sunt în curs, cele mai multe au fost respinse. Deci da, când ajungem la guvern și când o să ajungem să conducem și să avem majoritate parlamentară, mă angajez mai departe să revin cu aceste propuneri legislative și să extind aria de analiză a acestor instituții care, în opinia mea, sunt mâncătoare de bani publici fără plusvaloare. Și de multe ori sunt agenții care chiar teoretic fac treabă, dar au structură paralelă în minister. Haideți să vă dau exemplu de o instituție care a fost creată acum, cred că 12-13 ani, care este, ca idee este excelent, dar n-a primit niciodată bugetare. Agenția de împrumuturi pentru studenți. Ceva de genul ăsta se cheamă. Corect. Este o instituție, este fantastic. Eu am putut să studiez în străinătate pentru că am primit împrumuturi pe care și acum le plătesc de la o agenție care aparține altui stat. Da. Am luat un împrumut, 20.000 de euro, îl plătesc lunar, am o rată lunară și am ieșit om cu educație bună, dar cu un anumit cost. Da? Hai să facem și noi în România. Că sunt o mulțime de tineri care ar putea să iau o bursă lunară de 1.000 de lei, de 2.000 de lei, pe 3 ani de zile, să-și termine o licență, să facă un curs de asistentă medicală, de infirmier. Și apoi să dea și-o luat banii ăștia cât se adună. Să zicem că se adună un 4.000 de euro anual, ori 3, un 12.000 de euro investiți în educația ta ca tu să-ți poți face educație fără să conteze ce bani au părinții, dacă tu îți permiți. Da, dacă, deci, da, o sumă de care te poți ajuta. Tu poți restitui banii ăștia în 15-20 de ani. Această instituție din România nu are buget de 12 ani. Nu vi se pare aberant? Ei, la aceste, opinia mea, în cazul acestor instituții și agenții, ideea nu e să le desfințezi, să le faci să funcționeze bine. Le faci să funcționeze. Mă uitam acum, că ați spus de Institutul Român pentru Drepturile Omului și încerc, de când vorbesc cu dumneavoastră, să aflu cine este acolo. Un domn care se numește Bulgaru, Adrian Bulgaru. Nu, deci, dacă intri pe site-ul lor și încerci la secțiunea despre noi, nu găsești nimic. Nu găsești, pentru că ați auzit vreodată de vreo intervenție majoră în spațiul public, o critică, o sesizare, un dosar trimis la CEDO cu ajutorul IRDO. Aceste acțiuni nu există, pentru că instituția este moartă, este un cadavru, este o sinecură, este o formă fără fond. De asta trebuie desființate într-o formă legală, pentru că nu ne mai putem permite acești dinozauri care nu produc nimic și care mănâncă din banul public. Anunț important. Institutul Român pentru Drepturile Omului a stabilit din motive de siguranță medicală legate de pandemia de coronavirus că pe toată durata stării de alertă, activitatea de relații cu publicul se desfășoară numai prin telefon numărul 0783247990 și corespondență poștală. Deci după pe site. Nu. Deci după ce că nu fac nimic, mai și anunț asta. Și zilele, săptămânile trecute,
un reportaj foarte bun dat pe o televiziune națională și am avut ocazia să văd acolo un domn care a candidat în Neamț. Mai știu, PMP, ceva de genul acesta. Da. Și candidat, venit de la București, candidat la Neamț, l-am văzut acolo. Ceva cu turismul. A, domnul Cristian, nu mai știu cum, a fost acum 4 ani la primul loc la cameră, nu? Așa. Sau la Senat, nici nu mai știu. Nu mai știu, nici n-are importanță. Da. Deci era acolo, venit de la București și au luat un interviu domnului de acolo. Și dumneavoastră, ce faceți aici? Noi și trăim așa. Din ce trăiți? Păi activitatea noastră am dat-o să o facă o fundație particulară. Bun, și ce se întâmplă? Păi da, ei ne dau niște bani, noi din ăștia... Unde s-a întâmplat asta? Că nu... De o altă agenție, ceva de turism. A, dacă... Pe care el o conducea, agenție de stat? Da, agenție de stat, care practic avea structură, trebuia să ocupe de niște lucruri legate de turism, aveau inclusiv mijloace fixe importante, pe la mare, hoteluri. Și toată activitatea era dată altcuiva care făcea cursuri pentru pregătire de ospătari, bucătari și alte lucruri, iar acești băieți stăteau într-un birou și încasau acea chirie din care ei se îndestulau ca salarii. Plus că mai primeau niște bani de la stat, trai nineacă pe banii proștilor. Păi de unde a învățat PMP Neamț să facă șmecherii de genul ăsta? N-a învățat de la ce se întâmplă la centru? Tocmai am văzut că sunt extrem de agreați într-o anumită zonă și... Eu... Da, am fost și eu foarte surprins să aud azi dimineață că PNL dorește guvernare cu PMP, nu cu USR. Bun, am asta rămas... la o voce probabil singulară. Nu, asta este secretarul general al partidului, care a anunțat azi dimineață, aseară, la o emisiune TV, că asta dorește. Pe o emisiune de largă audiență, pe postul național. Da, deci, da, este un mesaj foarte dur și interesant. Iar eu le urez mult succes, pentru că o guvernare națională, în momentul de față, pe partea dreaptă nu poate să evite USR Plus. Suntem prea mari, prea puternici, românii au foarte multă încredere în noi ca să putem să poată PNL să-și permită să facă guvernare cu PMP. Deci este o declarație foarte interesantă și mă amuză foarte mult. Nu, eu am văzut-o și am zis că neapărat trebuie să vă aduc și nu este un neic ca nimeni, adică este secretarul general al partidului PNL, este al doilea om după Orban în partid, care a primit mesaj să dea această direcție. Mie mi-a plăcut chiar o să-l sun contextul. Pe președintele Cosmanciuc să deci, după această emisiune, că n-am apucat să mă aud cu dumneavoastră. Mie mi-a plăcut contextul în care s-a desfășurat s-a dat această declarație alături de Robert Turcescu, un om care, na, pe lângă faptul că este ca meseriaș un ziarist bun, a avut niște probleme pe care asumate până la urmă, asumate cu greu, dar asumate. Într-o emisiune pe postul național, făcută parcă să transmită acest mesaj. Toată emisiunea a fost construită ca să transmită exact, acest mesaj. Exact, a fost gândit foarte bine dinainte și a fost stabilit acest tandem. Da. Mai avem 2 minute pe final de emisiune. Haideți să mai reamintim câteva lucruri despre echipa pe care dumneavoastră o propuneți pentru Parlamentul României. De ce? Eu obișnuiesc să fac lucrul acesta pentru că un partid nu este un om, un partid este în general o filială de partid, o echipă care trebuie să acționeze sudat, iar o listă nu se face oricum, ea trebuie să aibă persoane care să aibă competențe diferite. Laura David, expert în comunicare într-o multinațională pe tranziție energiei verde. Cristiana Soi, inginer de telecomunicații, care a dezvoltat rețeaua de internet în județul Neamț în ultimii 10-15 ani. Marius Irimia, inginer silvic, angajat al unui parc extraordinar, minunat, Parcul Vânători din județul Neamț, fost candidat la primărie. Florin Zaharia, comandant cu experiență de 20 de ani pe toate oceanele mării, în subordine la fiecare voiaj are nave de 350 de metri lungime, sute de tone. Responsabilitate uriașă. Ramon Atofan. În politică la început, președinta USR Piatra Neamț, economistă, lucrează în sistemul bancar de foarte mulți ani. O profesionistă. Aceștia suntem noi. Sunt primii 6 oameni, atât de la Senat cât și de la Cameră,
Suntem trei băieți și trei fete. Noi credem în egalitate de șanse. Credem că este bine ca femeile să fie bine reprezentate și femei nu pe sistem de cote, ci femei care reușesc ele să convingă colegii de partid că pot să facă o schimbare și să-și facă auzită vocea în comunitatea lor. Și cu această echipă mergem înainte. Și fie ca nemțenii să ne pună întrebări, să ne provoace, să ne invite la ei acasă, să vizităm pietrenii acolo unde ei doresc să îi vizităm, să intrăm în contact prin telefon, prin teleconferințe video, prin internet, prin Facebook, prin e-mail, pentru a răspunde la toate întrebările pe care oamenii le-ar avea cu privire la o viitoare guvernare USR Plus. Cu? Și aici o să fiu foarte fair play. Nu, cu cine o să fie? Cu PNL, bineînțeles. Dar nu știu dacă numai decât cu un ministru ca domnul Orban. Că mai sunt și alți oameni buni în PNL. PNL-ul nu începe și nu se termină cu domnul Orban. Sunt alți oameni buni care sunt deschiși reforme și progresului și poate că ar mai spune stop unor mânării și unor hoții care se întâmplă și care apoi se comunică o dorință explicită de eliminare a USR. Și facem cu PNL-ul, că PNL dorește să guverneze cu noi. Dar bineînțeles că nu cu domnul Orban dacă dorește să comunice în felul ăsta această colaborare viitoare. Bine, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și pentru mesajele transmise din acest studio. Oameni buni a fost domnul deputat. Îl propun pe domnul Cosman Ciuc, prim-ministru, în locul domnului premier. Este un om mai mult de cuvânt decât premierul care se joacă cu cuvintele. Mâine o să fie domnul Cosman Ciuc la emisiune și o să îl întreb dacă acceptă postul. Da. Da, vă mulțumesc, vă doresc cele bune. A fost Iulian Bulai, deputatul Iulian Bulai, care este candidatul USR Plus pentru un nou mandat, poziția 1 pe liste. Oameni buni, ne oprim aici. Mâine dimineață alte emisiuni. Să fim sănătoși și protejați-vă, e foarte important. Vedeți că e din ce în ce mai greu pentru statul român să asigure acea protecție. La revedere! La revedere!